Salutare tuturor și pam pam pam! Bine ai găsit la episodul... Nici nu mai știu ce episod este. Efectiv nu mai știu ce episod este. Astăzi ne jucăm aici cu căprița noastră care, ia vedeți ce fain sare aici pe trambulina asta, ce-o fi? Mamă, dar ce-mi plăcea să mă dau pe de-astea când eram micuț. Era efectiv cea mai tare chestie. Săream și eu așa, în cer, până la Dumnezeu, ia vezi. Ho, Dumnezeule, vin după tine. Înainte de a continua, v-aș ruga să apăsați pe butonul de like sau căprița noastră o să stea moartă aici până mâine seara, cred, nu știu. Căprițo, ești bine? Ce faci? Hei! Căprița, cred că cere ajutor. A, ba nu, totul este în regulă, fraților. Bun, deci ce o să facem astăzi? Vreau să ne ducem într-un loc, mai exact la omul cu cioaca de aur, dacă țineți minte am fost acolo într-un episod, și acolo o să facem seară în joc. Am mai încercat să fac seară odată într-un episod, dar nu am reușit și de atunci m-am uitat pe internet și am învățat cum trebuie să fac seară în jocul ăsta. Știți foarte bine, de fiecare dată este un soare minunat. Vreau să văd și luna în jocul ăsta, cum arată jocul acesta seara. Bun, deci după cum am zis, trebuie să mergem la omul cu cioaca de aur, care este un picuț departe, deci avem o aventură de făcut. Oh, așa, să nu sar acolo jos la apă, că mă duce Dumnezeu cu apa lui. Hai căpriță, fugi! Haba n-am cum fuge capra asta. Cred că s-a stricat capra, ești nebun? Bună, domnule, doriți să veniți cu mine în aventură? Doriți? Nu cred că dorește. Poate dumneavoastră de aici? Ce faceți? La ce se uită? Nu, face poză. La ce face poză? Nu prea îmi dau seama. Bă, ce pozați, mă? Pozați copacul? Na, pozează cum o picat. Hai, fă-i poză. Tu te și tu acolo. Bă, așa, i-am trecut printre picioare. Taoleu, m-am băgat între picioarele lui. Ia vedeți-l pe ăsta, mă, cum merge cu rucsacul. Vrea să urce pe munte. Uite, îți arăt eu cum se urcă. Uite, trebuie să vină antena asta. Și ia vezi, frate, am zburat direct. Mamă, dar unde m-a dus? Wow! Wow! Au, wow! Bă, what? Na, gata, fraților. Ne-am dus la Dumnezeu departe, ești de bun? Ok, am vrut efectiv să sar în ceva antenă și am ajuns cumva în ocean. Foarte tare. Ia, acolo e omul cu cioaca de aur, trebuie să ajungem acolo. Păi avem un picuț de notat, dar nu o să notăm până acolo, că n-am înnebunit. Până la urmă suntem o capră, nu un rechin sau un pește sau orice altceva. Așa că ne ducem foarte frumos pe aici. Stați un pic, fraților, că pe capră a apucat-o căcarea. Ia vedeți cum stă acolo. Oh, gata, nu mă uit la tine, scuze, nu mă uit, nu mă uit. Nu vă uitați, nu vă uitați, da? Gata, mă, ce faci? Ok, ok, scuze, nu mă uit, gata. Oh, ne ferească, mă, cu glumele astea proaste. Pentru că drumul e departe, o să luăm o mașinuță. Mă rog, o să furăm o mașină și ia, vedeți acolo, mașina asta așteaptă să fie furată. Hai numai aici un pic, hai, uite, 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 uite. Oh, mă scuza, bă, bă, vreau să fur, nu să mă călcați. Hai înapoi, trece înapoi. No, nu te mai prind pe tine, ai avut noroc, dar uite, te opresc pe tine. Domnule, domnule, vă mulțumesc pentru mașină, la revedere. O capră conduce, asta e foarte tare. Racheta am făcut din mașina asta, fraților, rachetă, ia vedeți. Trebuie să trecem podul acesta. Podul de piatră s-a dărâmat, a venit altul și la... Oh, oh, oh! Se pare că am rămas fără mașinuță. Ghinion, știți vorba aceea, fraților? Mersul pe jos face piciorul frumos. Cui trebuie mașină când ai 4 picioare de capră și te poți duce pe jos, nu? Na bun, acum trebuie să urcăm aici sus, la omul acela de aur. Poate pe aici? Wow! În teorie a funcționat. Wow! Ok, uite, o căpriță de aur. Stați că vreau... Mamă, cum s-a auzit! Și-o rupt capra asta toate oasele, ești de bun? Este o căpriță de aur acolo și vreau să o colectez. Oh, 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 așa, așa, bun, bun, bun. Urcă, căpriță, urcă, urcă! Bă, ce faci, mă? Tai de capul meu! Ăsta e cactus? Wow! Capră, nu te doare? Capra noastră e una cu cactusul, ești de bun? Uite-o că zâmbește! Eu cred că nu mai colectăm căprița de aur, așa că haideți sărim direct aici. Și, ok, am ajuns super tare. La, 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 uite-mă pe Picasso. Pictează persoana asta de aici. Da, da, ai pictat foarte bine. Continuă tot așa, te descurci de minune. Ce e ăsta? What? Ce-am luat, mă? Fashionista? Fashionista, fraților, suntem ceva fashion. USF to dress a people. Ce, putem îmbrăca persoane? Oh, ce tare! Dar eu vreau să-i dezbrac. Doamna, nu-mi place haina dumneavoastră, așa că... ups, nu acolo am vrut. Bă, îmbracă-te. Ia, o mers? Bă, hai că merge, fraților, hai că merge. Poate vă îmbrac pe dumneavoastră din nou? Ia, merge?
Tricou verde. Ne. Alb. Oh, uite, arată foarte bine așa. Cine vrea să mai fie dezbrăcat? Adică îmbrăcat. Uite, domnul acesta care face poză. Gata, uite, arătați mult mai frumos. What? Omul a dispărut, s-a dus în backrooms. Dumneavoastră văd că aveți haina asta care mie nu-mi place, așa că... Oh, la naiba, nu acolo? Uite așa, oh, gata! Arătați mai bine, cum adică nu? Cum adică... Ce, la ce, la ce vă referiți? Na bine, fraților, să revenim la ale noastre și să urcăm acolo sus. Mă rog, nu acolo, mai sus, așa. Cred că pe ăsta? Oh, ia mă că merge! Oh! Colectat căprița de aur și oficial sunt pe cel mai mare cap de aur, fraților, cel mai mare cap de aur. Și are ăsta aici o undiță, de zici că are altceva. Na bun, deci fiți atenți, ce trebuie să facem ca să facem seară în jocul ăsta? Vedeți undița asta? Păi trebuie să pescuim ceva, ia vedeți, opa, 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 iese din apă ceva acolo, trebuie să iasă. Hai, 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 iese un tun de ăsta, bă. Perfect! Am scos ăla din apă. Ceva total normal. Mamă, ce naiba se întâmplă aici? Primesc puncte sau ce naiba? Și vedeți acolo că este ceva de ăla strălucitor, o lumină strălucitoare. Ei bine, dacă ne ducem acolo, putem face seară în joc. Se duce pe cioaca omului de aur. Ia vedeți ce cioacă mare are. Ai de capul meu. Zici că ține ceva și se pișă. Efectiv așa arată. Stați că trebuie să dăm din buce aici. Uite, așa. Let's go! Ok, arată ciudat. Bun, acum e timpul să facem seară. Po, ce-am făcut? Oh-oh, nu cred că trebuia să se întâmple asta. Bă, da, măcar am picat în apă. Na bun, trebuie să urcăm acolo cumva sus. Cred că pe aici. Oh, ce? Unde e capra? Bă, căpriță-o, așa, bun. Urcă, 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 așa. Mamă, ce mare este. Cioc, cioc, cioc. Nu pot intra pe ușă? Foarte nasol. Atunci urcăm pe scări. Mamă, cum urcă capra asta. Ok, ceva normal în Ohio, cred. Și am ajuns. Ia vedeți, aici e o căpriță de aur, dar mică, dacă o iau, o să pic jos. Hai să încercăm. Da, am picat, oh nu. Nu-i nimic, că urcăm înapoi. Am zis că urcăm înapoi. Și abia aștept să văd cum arată jocul ăsta seara. Lumina lui Dumnezeu. Ho! What? Da, nu-i seară, doar sunt unecat. Oare trebuie să aștept să se facă seară? Sau care-i povestea? În orice caz s-a schimbat foarte mult jocul, vedeți? Pentru că nu mai apare soarele. Cred că trebuie să așteptăm să se facă seară acum. Oare pot să mai fac ceva cu becul ăsta? Bă, ce-am făcut? L-am făcut mov. Ce înseamnă asta? Ia, l-am mai lovit. Ha! Bă, ce? Ua, ce mă joc, mă? Minecraft? Efectiv, așa arată jocul. N-am făcut eu ceva editare. Arată Minecraft. Puh. Am stricat tot jocul, ești de bun? Gata, și-o revenit. Na bun, acum cred că trebuie să așteptăm să se facă seară? Omul cu cioaca de aur acolo, fraților. Ce frumos arată. Bun, fraților, înapoi pe uscat. Văd aici. Șah, ești nebun? Ia, mă joc șac. Hai, că așa se joacă șac. Bă, care v-au picat jos? Păi bine, fraților, dar mă întreb eu acum, oare când se face seară? Acum se face zi sau se face seară? Că nu prea îmi dau seama. Cred că trebuie să mai așteptăm un picuț până se face seară sau zi sau seară. Eu nu mai înțeleg nimic, efectiv. Am luat aici duba misterelor din Scooby-Doo și ne ducem înapoi acolo sus. Să vedem ce mai putem face. Oare am făcut eu ceva greșit? Oh, mă scuzați! N-am vrut să fac asta, mă scuzați! Wow! Bă! Bă, du-te mă pe drum, așa. Poate am făcut eu ceva greșit, fraților, și nu s-a făcut seară încă. Habar n-am. Înapoi, aici sus, ce frumos. Bă, da, soarele tot a dispărut, vedeți? E foarte ciudat, mă, ce se întâmplă. Cred că am manipulat timpul într-un mod în care nu mai există. Habar n-am ce să zic. Na bun, trebuie să ajungem acolo. Wow. Încet, căpriță, încet. Așa, așa, bun. Iar ne ducem pe cioaca omului de aur. Bine că nu-i negru. La. Oh! Ia! Ne ducem! Mamă, ce copite are capra, ești nebun? Hopa! Frână, că ajungem. Frână. Oh! Așa, bun. Acum trebuie să coborâm, dar noi am picat. Uitați-vă, becul este stins. Oare asta e seara? Oare asta e seara în joc, fraților? Că au dispărut soarele? Haideți să încercăm să-l mai lovim. Uite, acum e mov. Ce înseamnă mov? Oh, soarele a devenit mov, vedeți?
Și asta înseamnă că totul e mov? Observați, totul e mov. Stați că cobor jos. What? Am făcut totul mov. Soarele e mov. Eu nu înțeleg. Hai că prins-o sus, că prins-o sus, haide. Na bun, dacă mai lovesc o dată, devine totul pixelat. Ok, ar trebui următorul episod să-l jucăm așa. Și dacă mai lovesc o dată, revine la normal. Și încă o dată. Și într-un fel, asta e seara atunci, fraților. Că n-avem soare. Foarte ciudată seara în jocul acesta. Cred că asta înseamnă noapte în Ohio. Zi, dar fără soare. Gata cu acest episod. Dacă ți-a plăcut, nu uita să apeși pe butonul de like și noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!